Bună seara, dragilor, bună dimineața, bună ziua. Oriunde vă aflați, asta e motoul nostru, să aveți o zi bună și azi e o zi specială, evident, pentru toți românii. Nu vreau să spun la mulți ani, o să vedeți de ce. Mi place să încep cu, hai să începem hora. Pentru că la mulți ani, până la mulți ani, a trebuit să ne luăm de mână, nu? Să ne luăm în brațe, ne pupăm, cum facem de obicei cu fiecare prieten, când îi urăm, îl luăm în brațe și după aia îi spunem, la mulți ani, să-l batem pe spate. Și pentru mine, ce simt eu, mai ales pentru noi toți în lume, în aceste vremuri extrem de tulburi, e să fim mai uniți în gânduri, în emoții, în acțiuni, în tot ceea ce avem de îndeplinit și mai ales în lucrurile simple. Avem azi un episod foarte interesant, foarte util și extrem de necesar. O să vedeți cu fratele meu, Patrick. Te salut, frate. Bună seara, vă spun și eu. Sau bună dimineața, sau bună ziua. Oriunde v-ați afla, în țară sau în străinătate, așa cum v-am obișnuit. Pam, pam. Și o să vedeți că episodul de astăzi o să fie util pentru extrem de multă lume, mai ales pentru cine vrea să fie independent financiar și nu vorbim astăzi, da, cum probabil ați auzit de independența financiară sau vrei să nu fii, și acolo e o mică problemă și acolo, cum se pune problema în această situație. Noi vrem să vă dăm niște informații utile pe care și noi le-am aflat la rândul nostru, le-am aplicat, nu numai că le-am aflat, ci vedem că au rezultat. Și astăzi vom încerca să descoasem împreună ce înseamnă educația financiară. Și împreună, evident, cu fratele meu de astăzi, care e la butoane și el. Salut, frate, și butoanele de data asta sunt pe principiu, pe ideea banilor, corect? Da. Salutare și ție, salutare tuturor. Da, banii sunt o treabă așa foarte delicate pentru mulți dintre noi, pentru că, na, normal că totul până la bani, totul până la bani, nu, totul până la bani. Da. Că dacă nu avem bani, nu e bine. Dar mai rău, era la un moment dat, spunea Mahatma Gandhi, că, doamne, creștinul este creștin atunci când are frigiderul plin. E, și acum, hai să ne gândim un pic ce înseamnă chestiunea aceasta. Bine pus. Că totul nu se reduce la bani. Bun, banii e bine să-i ai, cum spune și cântecul, e frumos să-i ai, dar totuși, hai să vedem cum putem să-i drămuim mai bine, să nu-i pierdem, să nu-i mai pierdem, pentru că tot îi pierdem, și să-i facem să crească. Și acum, până să începem, banii sunt buni sau răi? Cea mai simplă întrebare cu care putem începe. Da. Și utilă. Că mulți banii întreabă în discuții cu prietenii, băi, banii sunt ochiul dracului, mă, cum mai auzi cu anumite faze. Și eu ziceam, bă, dacă era chiar așa al ochiului, pe erau, chiar vedeai așa un ochi puțin cam dubios și cinic pe bani la un moment dat. Era, să zicem, eu chiar m-am uitat cu coada ochiului să văd ochiul dracului. N-am văzut niciun ochi momentan, dar hai să explicăm un pic aceste fraze care ne macină sau nu. Practic, ce înseamnă? Ce e bun? E util? E bun sau e util sau inutil? E bun sau rău? Cum trebuie să-l folosim inteligent și în folosința seamănului nostru, evident. Mai întâi pentru educația noastră și după aceea ca să le educăm și pe celălalt. Cum facem? Cum facem să pornim de aici? Cum e banul? Cum vezi tu? Bine, banul, sunt multe teorii și sunt multe definiții pentru ceea ce noi numim bani astăzi. Dar în mare parte e un instrument. E o monedă de interschimb. Înainte vreme, când banii erau folosiți doar pentru
să spunem, momente de restricție, de cumpănă între marile regate, între marile imperii. Sigur, era o trezorerie acolo undeva, erau niște valori exprimate în aur, în argint, unii în de fapt în banul adevărat, în banul lui Dumnezeu, de fapt, aurul și metalele prețioase. Sigur, sunt elementele naturale, nu așa, adică de cine au fost create, doar nu de mâna omului. Da, poți să le prelucrezi, să le șlefuiești, să le transformi în cosoni, în monedă, etc. Dar e lucru finit deja. E deja lucru finit. Exact, e rezultatul final. Dar finalitatea nu se oprește acolo la forma respectivă pe care i-o dai, ci pur și simplu la ce faci cu el mai departe. Și aici ce faci cu el e exact, de fapt, cum este el, banul. Este negativ sau pozitiv? Unii se duc la păcănele, îi sparg pe toți, sau la casino, nu contează, sau în pariuri sportive, alții pentru familie, pentru bunurile, serviciile lunare sau de zi cu zi, pentru ce au ei nevoie. Sigur, de ce nu? Iar alții pe partea asta mai inteligentă. Adică și-au ales să investească, să-i facă să crească într-un anumit mod în care să nu-i mai lasă să se scurgă în cheltuieli ori frivole, așa aiurea, niște chestiuni care nu au trebuință pentru nimeni. Valoare, adică. Ori chiar și pentru cheltuielile de zi cu zi, totuși. Cheltuielile sunt cheltuieli, indiferent că ai nevoie de ele, indiferent că nu. Și atunci, sigur, au reintrodus, pentru că banii merg într-un circuit, au reintrodus într-un circuit al lor propriu, și o să vorbim despre asta, în care, practic, ei cresc și se mulțesc. Ca pâinea și peștii, așa. Dar educația financiară, nu știu dacă are o definiție neapărată, pentru că, din păcate, nu se mai învață în școli. Astfel că educația financiară, am putea să spunem că e modul de a ne drămui finanțele, banii, în așa fel încât să nu creăm un dezechilibru, ci un echilibru și să fie în destulare tuturor, să fie prosperitate tuturor și să meargă acolo unde trebuie să meargă. Fie că trebuie să meargă puțin sau mult. Depinde. Apropo de fonduri, apropo de tot felul de scuze. Tipuri de finanțe, nicio problemă. Practic, este o doctrină exact legată de distributism. Pe ce am vorbit noi, da. Pentru cei care ne ascultă poate pentru prima dată acum, să vă uitați în celelalte podcasturi, pentru că sunt legate toate și avem una și un episod special despre distributism, comunism, ce înseamnă ca metode financiare și cât de mult a afectat una și cât de mult se știe despre cealaltă, mă refer aici despre distributism, că nu prea se știe foarte mult, dar sunt destui investitori și milionari astăzi, o să vă șocheze, care folosesc principiul util al banului și pentru a învăța pe ceilalți. Că pentru că mulți o să spună cum milionarii să ne învețe și pe restul dintre noi chestii de genul, nu există. Majoritatea avem o părere destul de preconcepută, evident, și de înțeles. Da? Am în vedere istoria care am trecut și trecem, ce se întâmplă azi cu marile companii farmaceutice, cât de mulți bani au putut face, da? Că e un profit extraordinar. Dar aici evident. Este întrebarea. Este util omului ce au făcut companiile? Este în beneficiul lui? Sau este doar în beneficiul numai unora? Aici trebuie să ne punem întrebarea. Și aici vreau să ajung. Că ai început bine cu educația financiară. Această frază, să ne întipărim, da?
Educația financiară există în România și dacă există, unde se predă? Unde putem să o găsim? Din păcate, educația financiară, ca în oricare altă țară, lipsește cu desăvârșire. Am aflat recent și eu, în ultimii 2 ani, cred că au introdus-o pe undeva prin licee sau prin nu știu care facultăți. Da, a fost la, o să înceapă să o introducă de la anul, în curiculă. Am citit recent, mai e până să aplică, dar am citit acum recent că va fi introdusă educația financiară în școli. Dar acum depinde și ce este, ce introduc. Că de multe ori se introduc părți trunchiate și trebuie să știm foarte bine acest aspect. Pentru că depinde ce înveți, depinde ce te învață. Mai degrabă depinde cine te învață, cine. Pentru că da, aici, indiferent că e vorba de educația financiară în liceu, că e vorba de educația financiară în facultate, nu contează. Ideea este cine te învață, pentru că acela care te învață este un angajat. Și o să vorbim despre asta. Există un anumit grafic denumit cadranul banilor. Unii dintre dumneavoastră poate sunteți familiar cu el. Este un grafic foarte interesant, arată exact starea economică a lumii de astăzi și iată că avem acolo... Ca să vă ajut la ce se referă Patrick, continuă, că vă explici foarte bine. Da, este vorba de cadranul care... acest grafic a fost dezvoltat de către Robert Kiyosaki, nu-i aparține, dar a fost dezvoltat în toate... scrierile lui, în toate conferințele lui, în toate podcasturile lui, pentru că astăzi este și pe mediul online. Și este vorba de un pătrat împărțit în alte 4 părți pătrate, în care se arată punct cu punct că fiecare are câte 2, fiecare parte a cadranului. Cadranul din, sau partea din stânga a cadranului cu partea din dreapta a cadranului, din stânga dumneavoastră. Asta încerc să și caut, ca să și arăt, știți? Da. Să aibă fiecare... Ia uitați. Da, asta este o reprezentare... O să-mi explice fratele Patrick, că aici e în engleză, dar e foarte simplu de... Bine, e de fapt traducerea veche a cadranului ALPI, deci e împărțit în 4, 2 la stânga, 2 la dreapta. Cei de la stânga, culmea, e foarte interesant, de stânga, de dreapta, o să vedeți, e foarte, foarte interesant, că are de-a face și cu politica până la urmă. Cei de la stânga sunt angajații și liberi profesioniști, care de fapt ei își... câștigă banii din activitate, din timp. Ei își iau banii din timpul pe care îl dau mai departe și primesc în contra lor, ca să zic lumea, așa. Că e inversată camera și de aceea să se vadă că de fapt e invers. La mine se vede bine, cred că o să fie. Se vede ok. Deci de aici angajat și liber profesionist, cum sunt marea majoritate, corect? Da. Dar... Apoi pe patron... sau om de afaceri sau afacerist și investitor, care au alte reguli. O să vedem. Dar e foarte interesant, pentru că practic în cadranul acesta o să vedem exact cum am spus, starea economică a lumii. Adică, până nu de mult erau cam 95, deci hai să spunem, în partea stângă a cadranului banilor, 5% din, pardon, hai să o luăm așa, 95% din oameni dețin 5% din prosperitatea financiară, în partea stângă a cadranului banilor. În schimb, în partea dreaptă, mă scuzați, în partea dreaptă a cadranului banilor e inversată. Hai să zicem, 5% din
populația globului, din oameni, dețin 95% din prosperitate. Acum, cu fiecare criză financiară sau criză economică, crește balanța asta în favoarea celor bogați sau foarte bogați și în defavoarea celor săraci sau foarte săraci. Adică, exact cum am spus, în partea stângă, doar 5% se deține de către cei 95% din oameni ca prosperitate financiară. Deci... Ceea ce este grav, e un dezechilibru major, pentru că asta ne arată că, practic, peste tot în lume nu mai există clasa de mijloc. Și care a existat. Păi și practic, de când a fost scoasă educația financiară la nivel global? Sau când a fost? Până în ce punct a fost? Până când marile familii, că aici nu mai e nicio conspirație, dragilor, marile familii care controlează de fapt finanțele, sunt marile familii care controlează mai tot. Firme de antreprenoriat sau de investitori ca BlackRock, Vanderbilt, Vanguard, adică Rothschild, da. Rockefeller, Warburg, DuPont, Goldman Sachs și etc. Goldman Sachs, așa. Deci noi auzim despre ei doar foarte puțin, mi se spune. Adică când auziți la știri... Dacă auzim la știri, foarte așa, dacă, fugitiv. Dacă. Și de multe ori își pun oamenii din față, pentru că ei sunt oamenii din spate. Evident că ei cunosc mecanismul banilor. Și cum a spus foarte bine la un moment dat Henry Ford, dacă oamenii s-ar prinde de cum funcționează banii cu adevărat, tot a doua zi s-ar prăbuși. Tot ceea ce facem noi s-ar prăbuși. Care noi? Păi, aceste mici familii care controlează de 200 de ani, deja ce înseamnă finanțe. Dar hai să vedem un pic. Când crezi tu că a fost vreodată educație financiară în școli? Și dacă da, cât a fost? Și dacă n-a fost, cum a aflat lumea despre asta? Sau cum s-a ajutat? Hai să vedem un pic. Da, bine, educația financiară propriu-zis, așa cum o avem astăzi, nu prea a fost în școli. Au fost școli de meserii și în mare parte școlile acelea ale meșteșugarilor. Breslașilor, breslele, dacă ai breslele, da, calfele și toate cele. Da, aia e o formă, așa e. Au învățat ca fiecare să devină de la acel liber profesionist care era de fapt calfa care învăța meseria respectivă să-și o dețină. Să treacă mai departe la fi chiar el, un meseriaș, un meșteșugar. Ca mai apoi să devină, de ce nu, un foarte mare comerciant de rețele de meșteșugari. Aici e foarte important. Adică, da, învăța pe alții și câștiga după aia de pe rândul meseriei lui, fără să mai facă el, de pe rândul ucenicilor. Sigur. Și da. Era toată lumea, bine, asta acum câteva sute de ani bune, era toată lumea liberă să facă toată aceasta în funcție de cât de mult aveau, cum să zic eu, chemarea spre antrepriză, practic, a fi întreprinzători, adică cât de puternic era spiritul întreprinzător atunci. Și, sigur, erau foarte mulți, dar a fost înnăbușit foarte mult de către marile companii, cum au început East India Company, West India Company și toate cele erau companii ale coloniilor, ale imperiilor. Erau companii nu neapărat private, pentru că termenul de privat a apărut mult mai târziu după ce, da. După ce au apărut republicile, care, din păcate, ar fi trebuit să fie comunități chiar adevărat democratice, participative, da. Dar nu au fost. Care au fost o parte la început, dar înăbușite tot așa. Adică și Statele Unite, cum știm, cel mai bun exemplu, da, care a avut o scurtă perioadă de... Scurtă perioadă între războiul de independență și războiul, până la războiul civil, și foarte puțin, de... își dețineau practica să explicăm oamenilor diferența între public și privat ca companii. Fiecare stat din
Statele Unite își dețineau sau își puteau printa proprii bani care erau acoperiți în aur și argint. Și o să vedem de ce e important lucrul ăsta față de cum sunt azi, care n-au nicio valoare absolut. Până când au început să fie introdus compania de stat sau banca centrală? Centralizarea. Când s-a introdus din Imperiul Britanic. Deci, și foarte mulți au avertizat pe tema asta. Thomas Jefferson, care a fost unul din cei mai vocali, practic împotriva acestor, și mai ales ideea din spate prin care să nu li se dea putere politică băncilor centrale. Și iată că, evident, știm ce s-a întâmplat mai târziu cu crearea Federal Reserve, sau rezerva federală, care nici măcar rezervă nu e și nici măcar federală nu e. Deci e companie privată. Eu aveți grijă la termen, pentru că nu au nicio rezervă, de fapt, nu e a statului, e a lor, iar federală nu are nicio treabă cu federația, de niciun fel, e tot companie privată. E un joc de cuvinte foarte ușor de creat, special să facă pe oameni să nu înțeleagă în amploare ideea. Și, deci, practic, n-a existat educație financiară în școli. Dar cum au reușit? Așa, propriu-zis, nu neapărat. În alte forme. Cum au reușit, să zicem, hai să luăm cazul României, că să vorbim pe România. Da. Spiru Haret, da? Care a fost un mare deschizător de... Școala Muncii, da. Drumul, și mai ales în educație intelectuală, pregătirea profesorilor, pregătirea... Cum a reușit el să deschidă drum către... să primească roade în economie, cum zicea celebra frază a lui. Investește astăzi în educație, culegi mâine în economie. Culegi mâine în economie, exact. Oameni ca el, sau școala lui, de fapt. Pe ce s-au bazat? De unde au pornit? Cum putem noi să preluăm chestia aceasta, să o continuăm? Ce putem face noi azi? Da, e destul de mult de vorbit despre asta, o să scurtăm așa, dar vreau să-l și legăm exact întrebarea anterioară de întrebarea asta altă, pentru că e foarte important. Da, am vrut să ajung și la partea cu România, pentru că și noi am avut bresle, meșteșugari, calfe. Noi am avut mult mai mult timp într-atât încât, așa, ca să dăm niște exemple, ca niște picanterii, poate vă trezește niște curiozități, niște wow-uri pe acolo. Am avut baci, ciobani, baci. Bacii erau cei care dețineau mai multe stâne, nu numai o singură stână, și nu era ciobanul unei singure stâne, în sfârșit, care erau foarte, foarte înstăriți. Aici, pe partea de creștere a animalelor, trebuie să înțelegem că în mare parte România am fost, și cred că nu numai românii, deținători de pământuri și deținători de resurse proprii. Da, dar e parțial spus. Eu aș spune cultivatori de pământ și crescători de animale. Deci am fost nu ca și ca orice popoare. Sedentari și migratori. Dar aici e o chestiune. Când spui migratori, cuceritori, cotropitori de alte teritorii. Da, de alte popoare. Dar nu neapărat. Da, migratori erau și cei care mergeau în transhumanță cu oile sau, mă rog, călătoreau dintr-un spațiu în altul cu caprele lor, dintr-o regiune în alta, dintr-o localitate în alta, dintr-o comună în alta, etc. Da, dar ei făceau un negoț, anume. Ei făceau negoț, erau târguri. Târgurile. Și târgurile, da. Și târgurile erau între meșteșugari. Și astăzi avem târgurile de meșteșugari. Astăzi sunt, cum să zic, nemaipomenite târgurile astea și sunt foarte căutate numai de noi, mai ales de străini. Da. Adică de, da, mai ales de europeni, de germani, de sloveni, de croați, de inclusiv ucraineni, ruși, de ce nu,
francezi și da, în partea asta, nu, europei occidentale. Am observat în ultimii ani. Spanioli și așa, și așa mai departe. Ei, ăsta era meșteșugul și din meșteșugul ăsta făcea un, astăzi îi spunem, business. O afacere. De ce nu? Era micul producător. Micul producător începea de la munca aia de jos, calfe, nu? Era, sigur că era un învățăcel, trebuia să stea pe lângă un meșter, pe lângă un maestru, să învețe. Fie că era pe partea de artă, fie că era pe partea de, nu știu, meșteșugării, făcea opinci, făcea cazane, sau cazane, da, de... sobe, tot felul. Dau un erau exemplu. Sobari, erau, da, ia uite. Din cupru, da, făcut de un meșter în Vâlcea, care încă mai face cazane din cupru. Și mi-a făcut la comandă, l-am găsit întâmplător în timp ce mă plimbam pe râul Olănești și iată că căutam și întrebându-mă în momentul ăla, mă, cum mai pot să mă introduc în tururi, în tururile mele ghidate pe care le fac, producători, mici producători, pentru că am făcut o listă. Și exact legat de ce ai zis, l-am găsit pe rânea asta. Deci caută și bate și se va deschide, nu? Păi da. Am bătut, l-am văzut, mi-a deschis, i-am propus, doamne, dar vreau să vă promovez, cum facem? Păi, haideți să facem mai întâi o cănuță și după aia ținem aproape. Și așa mi-a făcut și mie cană personalizată de cupru, care are, mai ales că avem cupru în organism și când avem lipsă de cupru, o dăm în cancere rapid. Da, numai. Iată. Și e foarte util și benefic sănătății. Să poți să bei apă dintr-o cană de cupru făcută de un meșter, care azi foarte greu să mai găsește. Noi știm de meșterii rudari, sau de cei din țigănime care le au cu prelucratul cuprului și care reprezintă una din meseriile care chiar încă se mai găsesc prin țară, spre deosebire de alte presle sau care au cam dispărut. Asta încă se mai pot vedea. Argintari și toate cele. Exact, da. Exact. Deci, și întorcându-ne la ce ziceai, practic, micii producători, de fapt, întotdeauna vor fi viitorul unei țări. Ei dau startul, ei de fapt dau startul și istoriei. Că prin ei se învață și istorie. Mai ales prin bresle, prin meșteșugare, prin armele pe care le făceau, spre exemplu. Cum ajungeau, cum unii făceau anumite tipuri de arme, alții făceau pe materialele pe care le aveau. Și așa foarte ușor poți, prin joacă, să înveți copiii aceste meserii, nu? Care sigur, o parte a dispărut, dar nu mai facem arme azi. Bine, nu mai facem arme manual sau se fac doar demonstrativ, dar s-ar putea face în continuare să se explice, na, cum sunt acele demonstrații de pe Discovery sau History Channel cu arme făcute în anumite concursuri să demonstreze cât de eficiente sunt făcute și cât de puternice erau. Ajută foarte mult copiii. Și mai ales, da, nu mai sunt utile azi, că nu ne mai dăm în cap cu ele, ne dăm în cap cu altele. Așa, dar avem nevoie de încălțări, cum avem opincile, da, care sunt lucru, sunt un, iată, un obiect care aproape a dispărut. Da, și ar putea fi reinventat și va fi foarte interesant când lumea intră în criză, cum ajunge tot la lucrurile simple. Să-și confecționeze singuri încălțăminte. Absolut. Deci tot și opinca aceea. E, de fapt, cum spunea Nea Ilinca, opincarul, un alt meșteșugar, unul dintre puținii care a mai rămas prin țară, foarte fain spunea, domne, opinca e legătura cu pământul. Da, pentru că e doar o bucățică de piele, o singură bucățică din care se îndoie și se acoperă piciorul. Dar nu era comodă. Deloc. De-aia își puneau foarte multe șosete sau, evident, e doar iarna se purta, cum îmi povestea, dar ea era făcută din necesitate, nu din comoditate. Și e foarte interesant că toate aceste meșteșuguri, o parte din ele dispar,
Dar și o altă parte rea apar în funcție de necesitățile curente, nu? Da. Și cum poate omul astăzi, spre exemplu, să treacă, sau cum ai spune tu, spre exemplu, că și angajații, da, din diferite firme, companii, nu contează, pot fi investitori în mici părți la un moment dat sau pot deține, să zicem, să fie mici patroni în anumite firme și să lucreze în continuare unde lucrează. Dar cum crezi tu, că poți să faci trecerea aceasta? Ce exemple poți să-mi dai tu de a investi în anumite lucruri ca angajat, ca lucruri simple? Ce poți să ne spui de chestia asta? Și putem vorbi de asta și de taxe. Și care, de ce trebuie să plătim taxe? Adică se leagă întrebarea. Deci hai să vedem mai pe scurt, legat de ce ziceai că ai pornit de la micul producător, cum facem să ne întoarcem la micul producător? Nu înseamnă că trebuie să facem toți să mergem, să fim ciobani. Nu asta e ideea, dragilor. Nu, alea sunt niște exemple. Exemple, da, poate chiar personale, ale meșteșugarilor respectivi. Da. Care e nevoie de animale, evident, azi, dar sunt enorm de multe alte variante pe care se pot investi azi. Și sigur, întotdeauna, oricum, tot cu natura o să avem legătura. Vreți sau nu vreți să acceptați? Toți spre natură veți fi împinși. Vom fi împinși. Cu toții. Unii dintre noi vom accepta mai ușor, alții mai greu. Dar hai să vedem. Hai să vedem. Cum poate un angajat să devină un mic producător în ce? În ce poate să investească, să zicem? Să devină, să aibă o mică afacere a lui sau să creeze o rețea în ce? În anume. Da, bine. Aici întotdeauna totul începe cu vocația. Școala lui Spiru Haret, deci se baza pe școala de meserii, mm-hmm, dar nu e suficientă meseria. Care a revenit, adică, iar. Da. Da. Bineînțeles. Deși școlile profesionale, așa se numeau atunci, au fost desființate din România, da, dar școala de meserii, știi cum e, meseria e brățara de aur. Bună are o franza. Dublă semnificație, da, are o dublă semnificație și materială, pentru că îți aduce acea brățară de aur dacă o dorești, bineînțeles, la un moment dat și, de ce nu, într-un mod legitim, dar are și semnificația că, practic, simbolic, de fapt, brățara aia de aur e o brățare a valorii de aur pe care o dai mai departe. Pentru că aurul e un element durabil în timp. Nu se va devaloriza. Nu se va devaloriza deloc. Da, și n-ai cum. Mai are atât și timp cât există cu pământul, există aur. Atât timp cât există pământul, există argint, în sfârșit platină și toate astea. Adică dacă există asemenea valori și valoarea asta chiar e cum să zic, nu numai folosită, dar e semnificativ crescută de om, sigur că va fi cât timp va exista pământul. Și mai e și valoarea spirituală, pe care să nu uităm, e cea mai importantă. Că aurul în sine, aurul îți dă deschidere, aurul îți dă iluminare, aurul, adică la nivelul lui spiritual, nu fizic. Da. De ce majoritatea strămoșilor noștri, a tracilor, a astecilor, a maiașilor, a japonezilor, etc., aveau rezerve în aur? V-ați întrebat vreodată? Toți pământenii aveau rezerve în aur. Nu și există neapărat doar chestia civilizație. Ei exact. Niciodată nu le accesau. Adică foarte rar, în cazuri de criză. Și efectiv. Erau ascunse, dar erau deținute numai de oameni iluminați. De ce? Pentru că știau că acel metal prețios are o dublă semnificație. Și dacă va fi furat de XY persoană, va fi responsabilitatea celui care
trebuia să-l păzească și va plăti destul de mult pentru pierderea celor metale prețioase. Deci e cu două înțelesuri. Îți dă rezervă, evident, adevărată rezervă, adevărată bogăție și scoți țara din ruină. Dar și pe de altă parte îți dă și bogăție spirituală. De-aia toate materialele, toate brățările erau din aur. Și ca și în Imperiul Roman, de fapt. Până au început ușor, ușor, că acum o să dăm în sfera cealaltă, să facă banii falși, nu? Sau banii de astăzi. Și acum o să se întrebe lumea, sau mă întreb și eu, și cred că mi-a întrebat aici, de cât timp există bani falși? Păi de cât timp s-a inventat hârtia? Foarte simplu. Adică dar ca chinezii, să revenim, nu? Hârtia... Imperiului chinez, adică. Chiar dinainte. Da, dar dinainte. Bine, chinezii au... n-au inventat, nu pot să zic că au inventat. Au făcut bani de hârtie un pic mai târziu, după... Erau, adică după Hristos, după Hristos. Da, nu, da, da. Nu înainte. Din câte știu, s-a mai încercat, dar n-au prea avut valoare. Însă, după cum am zis în ceea ce privește meseriile, după meserii se caută vocația. Uh-huh. Vocația... Este altceva, e chemarea, e acel lucru pe care tu trebuie să-l faci, tu, și ți aparține, tu trebuie să-l faci. Și care te împlinește, te bucură și dai bucurie mai departe prin ceea ce... Și acolo s-a pus accentul la vocație în școlile lui Spiru Haret și inclusiv a lui Simeon Mehedin Soveja, care era pedagogul tinerilor, pentru că vocația... Vreau să o implementeze sau să o trezească și să o împuternicească încă de mici, de tineri. Da. Iar în legătură cu banii, deci banii de hârtie sau banii falși, s-au făcut așa, dintr-o emancipare a celui asuprit. Uh-huh. Adică dacă stai să te uiți la cei care asupresc astăzi și au asuprit în colonii, în imperii, în regate, atunci, acum sute de ani, nu sunt oameni care să fie fericiți, nu sunt oameni care să fie bogați spiritual, nu sunt oameni care să fie întregi la minte. Asta se vede foarte clar că nu sunt întregi la minte. Adică, de când cu această pandemie, totul este o nebunie, efectiv, da. Și se vrea centralizarea, că ai pomenit centralizarea, se vrea centralizarea tot și toate. Nu numai a banilor, nu numai a puterilor, nu numai a tot și toate, a oamenilor. A... Controlul definitiv al omului tot. Și a resurselor naturale. Nu se po- nu, nu. Ei gândesc în termen de resurse naturale și resurse umane. Da, poate uite pe niște baterii. Toți suntem niște baterii de consumat, nimic mai mult. Mai zis de resurse naturale, nu? E această și vrăjeală de Green Deal de astăzi, în care se zice că efectiv. Să nu mai consumăm, adică să nu mai consumăm, să reducem mașinile pe benzină, pe diesel, să se construiască case. M-am uitat pe World Economic Forum la un moment dat, erau niște videoclipuri, cum să fim noi sustenabili în viitor, cum au creat cafea în laborator, cum s-a creat carne în laborator, cum se fac căsuțe mici, practic, din materiale reciclabile pe care, da, inițial, oricine poate să-și facă case autosustenabile dacă vrea, dar cum se folosește o idee bună, mă refer la case, și se duce în extrem, în control. Exact cum spunea Klaus Schwab, altă creatură, altă eminență cenușie, nu? Că nu pot să-i spun altfel. Numai dacă te uiți la omul acela, vezi că nu are nimic în ochi.
e mai simplu ca bună ziua, și spune că nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Mi-aduc aminte, eu analizând comunismul, am găsit într-un speech al lui Lenin, "You will own nothing and you will be happy." Exact același motto al acestui așa zis forum economic. Așa mondial, zis. Sau mondialist, mai bine zis. Deci se repetă istoria. Exact. Nu este altul decât ăsta. Deci centralizarea asta există de mult timp. Practic, e legată... E nevoie de control a omului față de... Nu se oprește la om, nu se oprește la resurse naturale, nu se oprește la spirit. Nu se oprește... E, cum spuneau Sfinții Părinți, pleonexie. Adică lăcomie continuă. Păi lăcomia e un pleonas, de fapt, când ziceți, că lăcomia e continuă. Ai putea să zici, da. Bine, știi? Dacă păi reflectezi asupra ei. Dar cine nu cunoaște chestiunea lăcomiei, iar vocația e împotriva lăcomiei. E exact inversul lăcomiei. Că e din necesitate. Practic, adică necesitatea versus lăcomie. Vocația când înveți să fii îndestulat cu ceea ce ți s-a dat, cu puținul pe care îl ai, sigur că poți avea oricând totul, nu neapărat mai mult, totul. Acel totul poate să însemne orice pentru tine. Poate să însemne o casă cu toate necesitățile și utilitățile din interior, poate să însemne și o mașină, una singură, nu 2, 13, exact, nici 40, adică nici 800 de mașini. Necesar. Dacă se poate de ultimul model. Strictul necesar. Da. Sunt oameni care sunt îndestulați, adică cu acel puțin, nu care îl consideră necesar, nu care, adică cum pot ei să trăiască? Sunt fericiți. Cu ce au? Da. Și nici mai mult nu trebuie. Bun, și atunci o să întrebi. Ok. Oamenii ăștia o să investească vreodată? Da, au investit. Au investit deja. În propria lor fericire. Da, exact. Și alții învață de la ei, de fapt. Că aici ajungem. Nu e vorba doar despre bani. Exact cum recomand și cartea aceasta. Mai presus de bani. Da. Tot Kiyosaki. Deci mai presus de bani e o echipă în spatele investitorului. E o idee, e o vocație într-un anumit domeniu strict necesar. Și acum întrebarea mea e, de ce nu putem fi toți antreprenori? Sau putem fi toți antreprenori? Sau vor trebui să existe și antreprenori și angajați? Aici e foarte delicată întrebarea. Cu toții avem un spirit întreprinzător sau antreprenorial. Oare? Da, bineînțeles. Cu toții știm să facem ceva, însă nu toți... Că avem o vocație, da. Vocația, sigur că da. Vocația e începutul spiritului antreprenorial. Cu toții știm să facem ceva, cu toții știm să construim ceva. Nu există... Avem două mâini, două picioare, avem ochi, gură, nas, urechi. Vorbim, gândim, mă rog. Simțim, sigur că da. Creăm, construim, adică nu există. Fiecare are o chemare. De acolo începe. Nu toți și-o îndeplinesc. Dar, cum spunea, apropo și de Kiyosaki, ca o paranteză, să facem pentru cei care sunt mai patrioți așa și nu îl cunosc foarte bine pe Kiyosaki. Robert Kiyosaki este unul dintre cei mai mari, poate chiar cel mai mare, educator financiar din lume. A venit și la noi, la București, a venit și în alte... L-a avut și Buhnici invitat, dacă vreți să-l căutați, să vă uitați pe YouTube, dar a fost și... Îl găsești și pe, doar căutându-l, are foarte multe
conferință, are și un radio propriu, puteți căuta la un click distanță să învățați chestii simple de la el și are chiar și un joc tip Monopoly, dar mult mai ajutător, care te învață cum să fii independent financiar. The Cash Flow Game. Și chiar așa puteți căuta pe Google. Sau Jocul Fluxului de Bani. Da, exact. Da, sau Jocul Fluxului de Bani. Mai în traducere liberă. Mi se pare că există și la noi de comercializat. Pe diferite, în diferite magazine. Găsiți pe internet, oricum. Da, se poate comanda online. Și se poate juca online, în primul rând. Deci chiar asta ar fi un sfat de cum puteți să vă distrați un pic în perioada asta de închidere, să zicem, colectivă. Și ce poți să faci cât timp ești, ai, zicem, mult timp liber, vii de la muncă, că mulți au program de 8 ore plus. Și dacă vreți să vă ajutați, începeți cu joculețul acesta. The Cash Flow Game. Cash Flow Game. Se joacă online și e foarte simplu să vă faceți cont, nu costă absolut nimic și ideea nu e de a plăti pentru a-l juca, ideea de a-l juca. Exact ca o monopolie, dar un pic mai diferit ca procedeu. O să vedeți, nu vă dă mai multe detalii, e foarte distractiv, mai ales că nu toți ne-am săturat să citim chiar și cărți, mai bine ne jucăm ceva. Prin joacă înveți cel mai mult, de-aia să învățăm de la copiii noștri. Dacă nu avem, să ne uităm la copii cum se joacă și cum învață jucându-se. Deci e cea mai bună formă de a învăța. Da. Da, e un joc educativ, distractiv și educativ în același timp. Dar, cum spuneam, vocația e începutul la toată treaba asta cu întrepriza și cu a fi întreprinzător. Dacă pot fi toți întreprinzători, sigur că da. Toată lumea are un simț al întreprinderii, însă nu-i dă curs mai departe. Toată lumea. Și doar câțiva. De ce? Pentru că diferența dintre un angajat, apropo, și un întreprinzător, este că angajatul nu riscă. El doar gestionează niște lucruri. El doar face ceea ce îi se spune. Atât. Întreprinzătorul dă ordinele pentru că, în fine, dacă e un întreprinzător corect și asta se vrea, știe ce are nevoie compania lui, afacerea lui, întrepriza în sfârșit. Lumea în general ce are nevoie. Ce lumea necesar. În general, pentru că, și aici e foarte interesant și vreau să facem o legătură și o să vedeți despre ce e vorba. Antreprenorii sau întreprinzătorii nu numai că riscă, nu le e frică, pentru că ei știu ce înseamnă banii și știu cum să investească și știu cum să reîntoarcă banii către propriile lor buzunare și propriile lor portofele și conturi, cu toate considerațiile pe care le aveți despre asta, nu contează. Aoleu, sunt bogați, fură, aoleu, aia. Nu contează. Contează că știu să o facă. Spre bine sau spre rău. Aici e paranteză. Dar ideea este că, da, și facem acum legătura. Ideea este că, apropo de Robert Kiyosaki, atunci când s-a întâlnit, de exemplu, cu unul dintre mentorii lui care l-au format. Da, l-a pus pe drumul care trebuie. Bucky Fuller, zici? Da, de Buckminster Fuller. I-a spus, what does God want done? Ce vrea ca Dumnezeu să fie făcut în traducere liberă? Sau ce vrea ca tu să faci? Ce vrea Dumnezeu ca tu să faci? Interesant, de reflectat, da. Și vă recomandăm... Acolo e unde trebuie unde drumul. Trebuie să dai. E răscrucea pe care o iei și alegi. Și atunci, ăla e punctul terminus, ca să zic așa, unde
Poate să termine totul și să te întorci sau să mergi mai departe ca și întreprinzător. Și atunci, de-aia, foarte mulți întreprinzători au ales calea asta educațională. Adevărați întreprinzători, pentru că exact același spirit meșteșugar. E continuu. Absolut. Lasă moștenire. Asta e chestiunea. Încep să îți practici meseria, ți-o deții, te-ai calificat, de acolo vine calfă, calificare, mă rog, ca apoi să o transformi într-o afacere. Și afacerea aia să o, mă rog, să înveți pe ceilalți să facă la fel ca și tine. Faci rețele, rețele, le faci legăturile, da? Între ei, construiești comunități și atunci, nu? Culegi în economie, cum spunea Spiro Haret. Și aici e interesant. Simplu de spus, dar e greu de făcut, o să spuneți câțiva dintre voi, sigur că da. Da, dar nu știu cum. Dar românii au timp, aia e. Românii avem timp. Și aici putem spune că o mare vină se atribuie regimului de tristă amintire, care nu numai nouă, dar și multor altor frați de-ai noștri, a dat o frică, practic, patologică, prin care frică în orice, frică de a investi, frică de a risca, frică de a te băga în ceva, de a începe ceva, și mă refer mai ales ai 90, pe care alți compatrioți au făcut-o. Acum noi îi acuzăm că au furat și nu știu ce, desigur, cum a zis și Patrick. Depinde ce tip de antreprenor ești. Spre buzunarul propriu sau spre fericirea altora. Pentru că există foarte mulți, cum a zis și de Kiyosaki, lista poate să continue. Acum trebuie să căutați și voi. Nu trebuie să vedeți. Și mai ales când începeți să căutați, veți găsi și răspunsurile. Nu toți sunt machiavelici. Cum am crezut și eu la un moment dat, dacă mi-am pus întrebarea, exact cum a zis și Buckminster Fuller, care a mentorul Kiyosaki, ce vrea Dumnezeu practic să fie făcut, ce e nevoie să fie făcut, chiar dacă nu trebuie să fii credincios neapărat, îți dai seama de necesitate. Te afli într-o cotitură. Da? Noi trăim azi niște crize, nu o criză, crize economică, psihologică, sociologică, deci sunt crize și se vor vedea repercursiunile în viitor și deja se văd de acum și ce înseamnă crisis? Creștere, din greacă. E din greacă. Deci creștere, gândiți-vă doar la asta, dar noi am învățat din cauza unui regim centralizat, exportat la nivel internațional, da? Ni s-a centralizat și criza, și frica. Da, există exploatarea fricii și controlul fricii. De aceea, în partea de est sau est-europenii, nu sunt atât de înclinați, datorită acestor influențe patologice, stabilite prin regimurile dictatoriale, le e frică să investească, pe lângă alte frici. Nu mi-e bine cu slujba mea, de ce să fac asta, asta nu e pentru mine, de unde știi? Întreabă-ți mai întâi ce vocație ai și o să vezi ușor, ușor, sau caută-ți mai întâi vocația și după aia ți vor deschide porți. Apropo asta de asta, două chestii mi-au venit în minte în timp ce vorbeai. Sigur. Am văzut la un moment dat, mi-a trimis un, de fapt chiar trei, o să chiar vă povestesc că e foarte interesant. Uh-huh. Una dintre ele e familială, apropo de spiritul ăsta întreprinzător de după anii 90. Dar vreau să încep cu asta și e foarte interesant. Am primit la un moment dat pe Facebook un clip, bine, n-am primit, de fapt l-am văzut la un prieten și am intervenit într-un comentariu și a fost o mică discuție foarte interesantă, o conversație. Niște copii în China, apropo de partea estică a lumii noastre, nu așa orientală,
De altfel, cred că toți copiii din China sunt la fel învățați. Nu din școală, din grădiniță. Erau toți cu un cerc, da? Cu niște mingi de basket. Uh-huh. Băteau mingile. De câteva ori, pac, trecea celălalt. A, da, mai departe. Trecea celălalt, da. Cred că știi și tu clipul, l-ai văzut la un moment dat. Pac! Am mai văzut de asta, da. Pac! Pac! Am lăsat și eu un comentariu acolo. Uniformizare. Prietenul ăsta al nostru comun, de altfel, nu știu dăm numele, care a postat acest, da, care a postat acest clip, a spus acolo, talent, la un alt comentariu. Acum, și eu pot să fac așa. Și să bat. Adică, îmi imaginez că am niște mingi de basket, nu-i așa? N-o fi spus ironic? Mai nu știu. Că oricum, mediul online, cu anumite cuvinte, te duce în eroare foarte ușor. Știi ce zic? Deci, e talent sau uniformizare? Câtuși de puțin talent. Talentul e ceva unic. Îl vezi, adică, de exemplu, un jucător e foarte de basket, ușor. Da. Care are... Talentul vezi în acțiune, când reușește să treacă singur. Să... Talentul vezi la un Michael Jordan, da? Care făcea singur un meci. Apropo care de basket, da. Și dădea nu știu câte puncte. Da, evident, și talentul vine și din muncă. Da, da, talentul e unic. Al tău propriu, nu e uniformizat. Tocmai, nu e la fel la toți. Sporți. Nu e la fel la toți. Și la un moment dat, într-unul dintre... articolele pe care le-am scris despre ce este comunismul, dacă nu cumva la al treilea sau la al doilea, am scris trei până acum, o să mai scriem până la vreo șapte, să vedem. Păi intrați să le citiți, că veți afla foarte multe lucruri interesante, mai ales din punct de vedere economic. Nu doar, nu recomand doar de partea istorică, cât și de parte, pentru că se leagă. Da. E o poveste acolo cu un profesor din țările nordice, din Suedia, am impresia, în care explica ce e socialismul. Toți copiii vreau aceeași notă. Ok, hai să le dau 6 la toți. Și dacă le dau 6 la toți, uniformizare, nu așa, egalizare. Nu? Egalitatea de șanse, ar spune alții care sunt foarte europenistizați. Dacă le dau 6 la toți, sau 5, ce o să facă? Păi ăia care au muncit de 10 și au muncit, nu-i așa că o să se revolte? Aia care n-au muncit mai deloc. Nu-i așa că o să se bucure? Ce le pasă lor? Da. Am trecut clasă, am luat și 6, wow, mai mult de 5. Acesta este socialismul. Da. Uniformizare. Adică asta e partea stângă a economiei, adică partea aia teoretică care nu are aplicabilitate practică. Apropo de chestia asta cu anii 90, foarte mulți români, și cred că dintre cei care ne ascultă și ne văd, sunt și ar putea să se identifice și să spună, da, domnule, și eu am fost acolo. Foarte mulți români au avut spiritul ăsta antreprenorilor, hai să ne deschidem și noi o tarabă, un teșghea pe undeva. Și tata a avut asta, și tata, eu, nu știu, nu ți-am mai povestit. Dar și tata a avut așa ceva. Am mers cu el pe la târguri, luam lucruri de colo, duceam dincolo și le vindeam cu prețul nostru. Nu conta dacă era legal pe vremea aia, oricum, ce mare legalitate să fie. Apropo de taxe și impozite, nu-i așa? Normal. Însă, n-am mers mai departe. Cumnatul lui, adică soțul surorii lui, unchiul meu, a mers mai departe. El era pantofar. Foarte bun pantofar. Era, deci făcea niște pantofi din piele și din cu furnituri din alea de talpă adevărată și cu, cumva din avea aia, și lemn. Guban de la Timișoara făcea. Nu, mi-aduc aminte, dar erau și cusuți de mână, da, pe partea de sus, dar erau și dar te țineau toată viața. A făcut bani. Wow. O grămadă a făcut bani din asta. Și ca și liber profesionist. Sigur că da. Iată vocația, iată meșteșugul.
A, după aceea s-a angajat, a ieșit la pensie, n-a mai reușit și el să treacă dincolo, în apropo de cadranul banilor, adică să investească. Ce trebuia să facă? Foarte simplu. Banii respectivi să nu îi irosească în cheltuieli. Pentru că, și acum să-mi fie cu iertare, dar în familia lor și-a rămas doar mătușa mea. În familia lor, în fiecare weekend, era petrecere. Hmm. Prieteni, cheltuială, mâncare, băutură. Huzur, iată. Viața de huzur. Exact. Iată când ai bani, normal că te ai. Cheltuiel equals liabilities. Exact. Adică pierzi. Toți avem cheltuiel, da? Dai, da. Îți iese banul din buzunar, așa, îți fuge din buzunar. Hai să mai luăm, să ne distrăm. Da. Și după aia, la sfârșitul vieții, tragi linie, ce am rămas? N-au mai avut prieteni. De ce? Pentru că n-au mai avut bani să cheltuiască cu ei. E foarte interesant. Eu nu știu ce te-ai făcut. Păi simplu. Inversezi rotița. Nu se mai învârte către în afară, se învârte către înăuntru. Adică banii aia pe care câștigi, domnule, îi investești. Și atunci începi să construiești ce anume? Rețele, nu? De pantofari. Da. Dar îi și înveți, adică investești în educația lor. Ei ucenici. Îi și înveți să fie... Să dea mai departe. Facă, exact. Să facă performanță. Despre asta este vorba. Și atunci dacă tu investești în educație și în să le creezi practic un câmp de manifestare pe viitor, sigur că mai departe extinzi rețeaua, nu? Corect, corect. Și practic acum vine întrebarea. Nu putea să se transforme într-o companie de stat? Sau nu companie neapărat de stat. Hai să zicem o companie privată. Privată. Dar rețele. De un soi de Brain Conf, cum e Braila, nu? Confecții. Da, Braila Confecții, care încă, da, încă exportă foarte mult afară. În păcate. Da. De ce nu? Adică să sigur, se... trebuie să fie echilibru. Și la noi, să fie echilibrat. Bine, se fac profituri mari în continuare la Braincov, dar și sunt prețuri mari la el, adică în România. Dar sunt de calitate. Adică mă uit, am două cămăși de la ei, păi le am de câțiva ani de zile. Adică calitatea versus cantitate, da? Versus... Exact. Din China. Dar acum e întrebarea. Timp pentru bani sau bani pentru timp? Legat de vocație. E ca o punte, știi? Uh-huh. Pe partea... Hai să facem așa. Pe partea stânga voastră. Sigur, ești aici ca și angajat, liber profesionist. Uh-huh. Da, dar faci... Trecerea ușor. De la bani pentru timp, începi să investești până la te întâlnești aici și apoi continui. Adică deja ai creat active. Investi. Exact. Toți pot investi. Sisteme care îți aduc bani și când dormi. Exact. Nu te mai implici tu în ele. Ce am spus mai devreme? De ce nu trebuia să fie o companie națională de încălțăminte. Manual făcută. Oh! Era extraordinară. Extraordinară. Rețele din păcate, mici. Unchiul meu nu mai e în viață. Da. Iată că și-a pierdut șansa. Da. A rămas, sigur, doar mătușa mea. Dar? Da, da. Mătușa mea nu e unchiul meu. Nu e acel meșteșugar. Am pierdut o vocație. Vedeți? Neexprimat. Complet. Că aici, uite, mă gândeam legat de chestia asta cu tururile pe care le facem, legat de ce spuneai, că proiectul nostru cu Live to Visit e gândit special ca turism local de promovare a micilor producători, în care să includem și să-i promovăm pentru viitori ucenici și a le promova munca. Cineva vrea să învețe și să leși direct. Dar de asemenea mă gândeam
Noi putem să facem și pregătiri de ghizi. Noi putem exporta ideea de tururi locale care mai există în alte părți, sau ne putem conecta cu alte tururi locale și să-i promovăm pe ei, ei ne promovează pe noi. Și așa avem, adică azi suntem la Râmnicu Vâlcea, Lift to Visit poate să fie franciză. Bine, nu vrei să fii sună numele nostru, dar zici Lift to Visit recomandă să ai franciza. Lift to Visit recomandă pe Ana din Brăila, ca ghid. Dar toți suntem conectați și ne ajutăm reciproc. Adică noi lăsăm singuri. Și ideea de a promova ghiz și a pregătit ghiz locali și pe ce tip de informații livrăm noi și ce am vrea să vedem în celelalte orașe. Și asta momentan e un pic mai dificil acum, dar nu e imposibil. Așteptăm momentul oportun. Mai ales iarna e mai dificil oricum cu vizitele și în contextul actual, dar nu știu de unde sare. Adică aici e oportunitatea. Trebuie să când o vezi, să simți, băi, ăsta e omul. Ăsta chiar vreau să... Ia să-i dau un telefon. Bine, n-am mers cu unul. Am merge cu celălalt. Adică tot timpul să investești. Dar acum că tot vorbeam de active și de ce înseamnă... Putem să dăm niște exemple? Să ajutăm oamenii? Adică, ce părere ai? Spre exemplu, pe net. Că toată lumea zice, o, se fac bani pe net. Da, sunt și șmecherii, că fac alții bani de pe urma ta pe net, dar ce variante putem face noi pe net? Adică, pentru cel care e interesant, ne vede și ne ascultă, ce putem sfaturi să-i dăm? Nenumărate. Sigur. Și, deci noi am vorbit până acum de partea fizică. Am dat niște exemple familiale. Da. Și vreau să mai mi-aduc aminte de o chestie, apropo de asta, de Mizerabilii lui Victor Hugo. În cartea aceea, Victor Hugo vedea nenumărate și o să vedeți de ce leg partea asta cu online și cu Mizerabilul Victor Hugo. Vedea niște exemple, nenumărate exemple de ce ar trebui făcut. La vremea aceea, revoluționare. Unul dintre care m-a surprins. Da, m-a șocat, dar m-a surprins. Nu știu, n-aș zice șocat că e prea mult. Era cu canalizarea din Paris. Ah, da. Mi-aduc aminte. Tonele de mizerie și de fecale, mare atenție, scârnăvie îi spune în carte, care nu se ducea unde trebuie. Și unde trebuia să se ducă? În agricultură. Și ce spunea Kiyosaki? Pardon. Sănătate. Ce spunea și ce spunea Victor Hugo? Omul sau mai bine zis dejecțiile de la lăsate de om sunt cele mai complexe dintre toate. Adică au toți nutrienții de care are nevoie pământul. Deci mai mult decât al vacilor, al porcilor, mă rog, al oilor, etc., etc., al tuturor celorlalte mamifere pe care le creștem în cazul acesta. Și atunci, ce facem? Un sistem de colectare a acestor dejecții care ar putea și explica și cum în carte cu rețele de sisteme de genul acesta de colectare, nu numai din Paris, cât și din celelalte, din Marsilia, din Nisa, din toate celelalte zone, orașe mari ale pe atunci, ale Franței, sisteme de colectare, deci rețele care puteau să ajute agricultura franceză pe mai bine de 1000 de ani. Pe sute de ani cel puțin. Ba chiar mai bine de 1000 de ani. Și atunci, care e treaba cu online-ul
Domnule, stai puțin, vorbești de niște scârnăvie. Oh, că nu mă pricep, sunt numai vrăjele online. Metoda. Inovația. Folosirea, inovația. Necesitatea. Te întreb, da, vezi ce poate să-ți ofere online-ul și atunci vom vedea ce putem face. De ce nu? Ce putem? Adică pleci de la bază. Ce sunt activele? Spune Kiyosaki. Forme de venit care îți aduc bani și când dormi. Foarte simplu. Repetăm. Forme de venit care îți aduc bani și când dormi. Asta s-a folosit ca o mantră, să zicem. Sau puteți să o repetați de nu știu câte ori. Da, dar degeaba o repetăm dacă nu și punem în practică. Adică stai puțin, hai să vedem ce înseamnă chestia asta. Lucrezi odată la un anumit sistem ca să-l pui pe roate, nu? Și el să înceapă să lucreze singur. Nu mai e nevoie să te implici în el. Îți face, îți aduce bani recurențiali. Acel venit pasiv. Da. Iar pe partea asta cu online-ul se pot face foarte multe. Produse digitale. Proprietăți digitale. Sau, ideea este de a fi proprietar. Mare atenție. Proprietar, da. Asta pentru că asta este diferența între asta, antrepriza asta și a fi antreprenor, cum vrem noi să promovăm. Antreprenor, adică descentralizat cu toate veniturile în rețeaua de antreprenori, uh-huh. Între noi, între antreprenori, între oameni, uh-huh. Și sistemul centralizant, ăsta pe care îl vor ei să-l impună. Diferența este proprietatea. Da. Dacă ne uităm iarăși pe acel WEF, site al forumului respectiv, așa zis, economic mondial. O să vedem că you'll own nothing and you'll be happy. E serios să nu dețin nimic și să fiu fericit. Cum adică? Adică mi-e casa? Adică mi-e pământul? Adică mi-e mașina? Nu știu. Adică mi-e ce? Nu cumva vrei să mi-e și viața? Da, adică numai for economic nu e, e for centralizat. Centralizării mondiale. Atunci asta e diferența, domnule. Pe de o parte sunt antreprenor, dar sunt proprietar și pe de altă parte sunt chiriaș. Da. Și sunt controlat total. Despre asta este vorba. Și atunci când sunt antreprenor știu ce am de făcut. Pentru că un proprietar, când sunt proprietar știu ce am de făcut pentru că proprietarul e un om liber. Face ce vrea cu proprietatea lui. Și de asta le vrea să-i dea foc la casă, să-și dea foc singur la casă, să-și dea. De asta le e frică, că ei știu că mulți investitori ca și Kiyosaki și ca alții ca el gândesc liber și știu că se pot feri de mecanismele machiavelice ale pieței și pot învăța se pe pot alții. Feri de control. Da. Nu mai au control asupra lor. Cum și el, cărțile lui foarte mult au fost net raportate, sub raportate, adică n-au fost vândute trebuia sau au fost blocate în anumite edituri sau o să vedeți cât de mult s-a luptat și se luptă în continuare, dar el e deja un nume. Dar el a început dintr-un punct în care și mulți se uitau la el și zicea, păi cum sunt? Ce e aia educație financiară? Adică nu vă gândiți că e atât de greu. Vi se pare greu pentru că nu vi s-a spus sau puțin oameni caută lucrul ăsta, da. Și asta e adevărat. Dar dacă ar avea mai mulți acces, n-ar căuta mai mulți? Deci, scopul podcastului de azi a fost să vă lărgim. Orizontul. Orizontul. Nu suntem experții pământului. Noi vorbim din ce am aplicat noi, spre exemplu, că am vorbit de chestii online. Ca să dăm și, da, mură în gură, să dau de proprietate digitală. Ce astăzi la modă, și chiar e la modă, sunt site-uri care puteți, dacă sunteți designeri și pe Illustrator sau așa, puteți crea iconițe, stickere, tablouri digitale pe anumite teme și să le vindeți. Asta pe partea artistică, desigur. Pe partea artistică. Sigur, mai sunt cărți pe care le puteți scrie. Sunteți, de ce nu, da, scriitori? Dar neapărat să vă faceți un
logo al vostru pe care să-l puneți tot timpul în proprietatea respectivă, să știți că, nu se fură și așa, bă da, mai ales că de ușor se pot. Dar tu știi exact pe ce platforme pui și știi, ideea nu să pui pe una, ci să pui pe cât mai multe, na? Și să pui în așa fel încât să creezi niște rețele de platforme sau de prieteni. Și începeți cu prieteni. Vedeți că mi-am pus aia acolo. Da, e timp. Sau rețele de clienți, da. E timp investit. Dar o să vedeți că până la urmă... Și sunt foarte mulți, mai ales, dar nu numai în produse digitale și în produse tradiționale, de exemplu pe Etsy, etsy.com, da, care cred că sunt și pe tradiționale românești, din câte am văzut. Păi eu de ce nu? Am fost pe Breslo. Breslo e un fel de Etsy, că eu când mi-am promovat am promovat obiecte făcute din Lego de uz casnic, adică suport de periuță de dinți, ceas făcut din piese Lego cu mecanism, suport de chei, suport de birotică, case, stil neoromânesc sau anumite stiluri în care să spui, să întrebați acum de ce n-am mai făcut. Momentan am copii, dar nu înseamnă că mă dau bătut. O să-mi iau iar Lego-ul și o să fac. Ușor, ușor. Dar poate înveți la ei. Poate te inspiră. Da. De ce nu? Sau cluburi de copii să înveți cum să... Deci, ideea e, cum zicea și Patrick, astea sunt doar niște exemple care întotdeauna vor porni de la întrebarea, mă, ce-mi place să fac? Ce? Că dacă vă place ceea ce faceți, nu o să munciți deloc, nicio zi din viața voastră. Nicio zi. Pentru că vă faceți cu drag și nu sunteți obosiți. Nu o să vă plângeți de ceea ce faceți. Țineți minte. Sau că vă duceți la scârbici. Da, da, iar mă duc la scârbici. Ma? Cu mulți ani de foarte mult la ies. Și faceți cu bucurie. Și am cunoscut foarte mulți oameni care, din puțin, nu făceau mulți bani. Dar pentru ei, asta e toată chestia. Educația financiară este și educație spirituală. Pentru ei se bucurau că dădeau un sticker mic sau dădeau un plus, un suvenir. Lasă, asta e de la mine, să ai acolo. Meșteșugarii fizici se vor ajunge și meșteșugarii online, iată. Și de altfel, că vorbim de cărți și de asemenea de metode și economice, neapărat să aveți sau să căutați această carte și mai ales să căutați în primul rând despre acest om care a început să fie mai prezent în ultimul timp pe mai toate canalele și care vă mai dă o gură de respirație plăcut mirositoare față de cele urât mirositoare din ultimul timp care ne-am săturat toți. Are un proiect foarte ușor de pus în practică, are legătură cu educație financiară enorm de mult și veți fi surprinși cât de mulți dintre voi puteți face chestia asta. Dar căutați-o, studiați-o, analizați-o și eu și Patrick o avem, pe cam la semne aici și o studiez constant. Și e foarte simplă. Asta e și ideea. Ideea e să fie lucruri simple, nu complicate, cum au fost până acum. Și aici mi-a venit o chestie, Patrick, chiar interesantă, care eu zic că e utilă cei care ne ascultă. Știi care e motivul pentru care foarte multă lume fuge de mediul economic? Te-ai întrebat vreodată? M-am întrebat, dar nu am ajuns la un răspuns concret. Cuvintele complexe folosite în economie. Da. Da. De către angajați, atenție. Obligațiuni, derivatives, NFTs, care sunt actuale. Da. Sunt făcute de așa manieră. Sunt două chestiuni aici. Una la mână. Economia e foarte simplă, în esența ei. Dar ea a fost complicată, mai ales de-a lungul centralizării informațiilor, mai mult de la 1900 încoace, de când s-a folosit și media în scopul ăsta, și au apărut școlile sau universitățile de economice. Acum, cu tot respectul pentru profesorii de economie care chiar sunt buni, dar foarte mulți dintre ei au învățat aceleași lucruri care
N-am învățat și noi, adică n-am învățat nimic. Și mulți nici măcar nu și-au deschis propria afacere. Da, adică cum să ai un profesor deci care... Deci nu poți să spui ceva despre exact, adică dacă nu practici, ce predici? Exact, aici să ajung. Cuvintele altora? Da, și care să ia alții? Și teoreticieni? Teoreticieni, exact. Tehnocrați, de fapt, că asta e termenul. Da. Practic, multă lume fuge de, din cauza... mi-aduc aminte și eu când învățam economie, de anumite formule, de anumite fraze, care erau unele complexe, dar dacă tu nu ai un profesor cu vocație care să-ți explice acele lucruri, vrea să iei 5 ca să treci, nu te interesează mai mult. Poate tu ai vocație pentru chestia aia. Cum toți avem vocație pentru economie, să știți, într-o formă sau alta, nu există. Pentru că economia înseamnă fericire. Fericirea lui Patrick, prin ceea ce face el, îi dă și celuilalt mai departe și îi spune altei persoane să vină la el. Uite, domnule, Patrick pictează, dragilor, da. Pictează și face, e destul de recunoscut. Are pe anumite platforme. Îl puteți căuta pe SciDrone Academy. Am zis bine? Da. CYDRONE Academy. Legat. SciDrone Academy. Și pe, oricum avem foarte multe alte categorii pe lângă pictat. Dar e un împătimit. La fel ca și mine. Și ce vreau să zic e că lui, din ce vorbesc, lui îi place. Adică nu, el poate să picteze și la două note dacă se trezește. Și e apreciat pentru munca lui. Se vede. E apreciat. Dar, evident, multă lume fuge din simplu fapt de economie datorită acestor cuvinte, care au fost o mare parte din ele inventate ca să sperie oamenii. Și asta e adevărul. Ea are să fie simplă. Ca și jocul lui Kiyosaki, cash flow. E foarte simplu de jucat. Dar pentru că am fost învățați altfel, trebuie să facem un efort. Și efortul e de a ieși din bula noastră. Efortul e de... e zi de zi pe care o faceți. Dar sunt eforturi necesare și eforturi inutile. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă la timpul vostru, mai ales astăzi, mai mult ca niciodată, că trăim niște vremuri, cum am zis, destul de perverse. Fiecare dintre voi care ne vedeți, ne ascultați, pentru că prin fiecare dintre noi putem face ceva util, economic vorbind. Vocația fiecăruia dintre noi poate crea o rețea. Fiecare rețea poate crea alte rețele. Meșteșugari fizici, online, încă internetul are nu știu câte surse de online. Pe Breslau puteți să intrați pentru cei care ne văd acum, să vă uitați cum sunt făcute, cum să vă inspire. Sunt deja, oricum mă bucură să văd de 2-3 ani din ce în ce mai mulți oameni care își fac afaceri. Mici, pe chestii ori făcute de mână, ori pictate, din prietenii mei și așa. Dar și statul trebuie să-i ajute. Pentru că îmi pare rău, dar acum venim la subiectul taxe. Și hai să vedem. Doare rău. Da. Și eu mai am de plătit taxe. Toată lumea are. Și eu la fel. Dar hai să vedem. Și am ales asta în încheiere pentru că poate mulți s-au adormit până acum și au zis, aulu, n-au trezit ăștia cu taxele. Ce și ăștia nu vor taxe? Păi n-am vorbit vedem. Despre lucruri foarte e nevoie de taxe? E nevoie de taxe într-o economie reală? Într-o economie reală? Da. Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Ia zici. Nu. Ia spune. Explică-ne un pic. Nu. De ce crezi? Păi foarte simplu. Taxele sunt niște colecte, nu-i așa?
din partea unor, adică luate de la niște, ar fi bine să fie producători, nu sunt toți producători de economie. Antreprenorii sunt producători de economie, dar nu sunt toți antreprenori, astfel că nu toți cetățenii sunt producători de economie. Bun. De la cetățeni. Bun. Uh-huh. Dar care, unde se duc ele? Uh-huh. Atunci când nu știi, adică, ok, îți scurg bani din buzunar pe taxe și impozite, îți scurg bani din buzunar, din portofel, dar și din contul din bancă, uh-huh, pe taxe și impozite și nu știi unde se duc? Uh-huh. Dar de ce le mai plătești? Sau... A, trebuie. Că ce? Sau că... învățați să nu mai plătiți așa multe taxe. Taxele, spun foarte mulți experți contabili, sunt niște stimulente. Se numește contribuabil, nu contributor. Da. Sunt două lucruri diferite. Contribuabilul e cel care plătește taxe pentru că nu face altceva cu banii lui. Adică nu produce economie cu banii lui. Adică nu produce locuri de muncă. Și acum o să spuneți, dom'le, dar stai puțin, ce spui? Cum adică? Nu mai locuri de muncă. Dar cum adică nu produce economie? Dar banii înseamnă economie. Fals. Nu. Fals. Sunt un mijloc. Ce am spus mai devreme, la început? Mm-hmm. Banii sunt o monedă de interschimb. Schimb ceva cu altceva. Nu. E un intermediar. Și banii oricând în istorie aveau și alte forme, nu erau doar hârtii. Știi, avem trocul, da? Deci, de la aminte. Bun început, da, dar de la bun început, hai să zicem, banii erau, nu? Aur și argint. Da? Monede, cosoni, etc. Salbe de așa ceva. Dar schimbau ceva cu altceva. Da, trocul. Trocul, până la urmă la troc se reduce. Dar aia se reduce. Taxele și impozitele sunt făcute în mare parte pentru a plăti ceva ce nu prea ai nevoie. Și atunci cum nu prea ai nevoie. Funcționa o economie reală? Pe bază de contribuții? Mai nu pe bază de centralizare, în niciun caz. Ok, taxele, impozite, sigur, trebuie, sunt funcționari ai statului, trebuie să plătiți pentru a menține ordinea, disciplina, în sfârșit toate serviciile pe care ți le oferă statul și instituțiile lor, actele, toate documentația, toate sunt făcute ca să împiedice. Da, să împiedice. A, nu poți să treci dincolo dacă n-ai nu știu ce certificat. Nu poți, mai ales acum. Nu poți să, cu ăla verde. Nu poți să treci dincolo dacă n-ai nu știu ce, eu știu, adeverință, declarație. Birocrație. 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 Puterea celor care, ce? Care stau la birou. Care stau la birou, da. Care gestionează. Cât timp? Da, și acum o să spunem ceva revoluționar, pentru că e interesant. Cât timp din viața dumneavoastră o petreceți cu instituțiile statului? Un an, doi, trei? Nu cred. Mult mai puțin. A, doar cei care cărora vă place să stați la cozi interminabile, acolo să vă plătiți taxe și taxe și taxe. Sau, eu știu, Doamne ferește, aveți nevoie să mergeți la tribunale. Și acolo chiar trebuie să stați, pentru că na, stai, sunt da, litigii și toate cele. Sau dar să nu e vorba. PFA, cum am stat și eu de... Nu. No. Da. Te plimbi. Adică nu sunt... construiești o companie, na. Adică legal, să-i pui bazele. Chiar și așa, nici atât. 0, nu știu cât la sută. Da. Da. Avem acum, nu cumva am fost o perioadă bună de timp fără guvern? Hai să ne aducem aminte. Lungă. Cumva putem sau nu să trăim fără ei? Nu cumva e un experiment? Hai să vedem, hai să ne aducem aminte. Putem sau nu să trăim fără ei? În acel vid legislativ.
în care degeaba dădea ordonanțe de urgență și hotărâri guvernamentale. A, bine, ele se puneau în aplicare, din păcate. Da, ca și cum am fi avut guvern. Iată că sunt oameni care câștigă în instanță, reversul medaliei, da? Deci, exact, au exact. Câștigat de anul trecut până acum. Adică dar asta nu înseamnă, chiar dacă câștigă în instanță, nu înseamnă neapărat că guvernul există. Acum există, că s-a promulgat și e deja în vigoare, s-a ales guvernul. S-a ales. Da, dar nu e alesul meu. Nu mă reprezintă, scuze. S-au ales între ei, nu întreb. Este doar o afacere de partid. Pot da. Să fac și eu un partid. Pot să fac și eu o afacere de genul acesta. Dar eu nu mă bag în asemenea lucruri. Prefer să fiu eu aici, în cămăruța mea mică și să am treaba mea. Dar nici de ce? Pentru că e proprietatea mea. Mm-hmm. E proprietatea mea. Da. Despre asta este vorba. Cine e proprietar, e om liber. Ca și... Iar apropo de cartea Cumpăna României al domnului Călin Georgescu, este îndemnul la libertate. Ce înseamnă să fii liber? Să fii tu însuți. Asta a spus-o de câteva ori acum, mai ales în ultimele apariții. Să fii tu însuți. Nu înseamnă să, cum ziceam mai devreme, să dai cu banii de-a cheltuiala, așa, pe prietenii și pe, cum făcea unchiul meu, Dumnezeu să-l odihnească, pe petreceri în familie, pe băutură, mâncare, etc., etc., etc. Nu înseamnă asta. Asta înseamnă risipă. Risipa nu e libertate. Risipa înseamnă să fii sclavul unor pofte. Și atât. Asta nu înseamnă că îl ajuți pe cel de lângă tine. Nu înseamnă neapărat că exact. Da, îl ajuți să cadă mai pofte, repede. Da. Da. Una e să dai o bere, la, așa, alta e să dai o cisternă. Una e alta, una e una, alta e alta, nu. Alta e să dai o cisternă. Ok, bun, ne distrăm, dar... Te poți distra și știi cum e vorba aia? O furat, dar o și făcut. Păi nu, hai să facem noi, ce ziceți? Asta m-a lenea ar trebui să fie, da, lenea ar trebui să fie eradicată din chestia asta. Hai să facem noi, hai să construim noi. Da, zici lucruri mari aici. Lene. Din păcate, rețelele acestea sunt foarte mici, rețelele de mici producători, deocamdată în România. Trebuie conectate. Cum ai de aceea acest ele, episod? Da, trebuie conectate, adică există, dar cred că ce trebuie e susținere mai mare din partea organizației, o scutire de taxe pentru mici producători care nu au de unde să plătească acum. Și pe bună dreptate, cum spunea și domnul Călin Georgescu, pe cum să pui atâtea taxe pe un om care de-abia și-a deschis o afacere, de unde să producă? Lasă-l să facă ceva profit, pentru că dacă el va câștiga, toți vom câștiga. Toți vom fi fericiți. La asta se rezumă economia. Și lumea se uită la el în continuare, că mai sunt și câțiva, ne mai uitam la interviuri, mă refer, parcă și cum vreau mai multe explicații. Ce trebuie mai mult de atât? Dar înțeleg, să știi, într-un fel, de ce unii cei mai multe explicații, pentru că e tot o chestie de mentalitate, de cum am fost educați, de proastă educație, de falsă educație. Și până la urmă mesajul ajunge. Adică pot să pun în încheiere că domnia sa a făcut în... Mă rog, prin programul actual, prin Pământul Strămoșesc, au început să construiască prin țară, dragilor, prin această mișcare de mai mulți oameni de cultură și nu numai, să se refacă hambare, să se refacă ferme, așezăminte culturale și chiar și bresle. În Maramureș, dacă veți căuta Pământul Strămoșesc pe YouTube, este un episod în care s-a construit în luna octombrie. Au început, s-au făcut vreo 4 sau 5 proiecte deja, în care s-o să fie o viitoare zonă de meșteșugări. Mici căsuțe, special făcute pentru viitor meșteșugări. Tâmplari,
Mai ales că zona Maramureșului e faimoasă în istorie. Pentru celebrele porți. Superb sculptate. Și nu numai. Când zici Maramureș, zici Săpânța, zici Mocănița, zici oamenii locului, care au așa o bunătate molipsitoare, extraordinară. Și mai zici, practic, și te mai gândești la meșteșugai, lemnul, bisericile acelea înalte care duc spre cer, lemn, porțile, lemn, casele, lemn. Și oamenii trăind foarte mult timp, foarte mult timp de pe urma propriilor produse. Adică se construiesc astăzi, nu se văd, da, nu sunt promovate atât de intens, așa e. Dar nu mai trebuie să fim la îndemâna altora să ni se spună. Hai să căutăm singuri. Pentru că avem surse și avem unde. Și deja din ce în ce mai mulți oameni se implică. Așa că e nevoie de antreprenori. E nevoie, cum zicea Patrick, de, în primul rând de a-ți găsi vocația, că de aici vezi ce necesități există și vezi ce probleme trebuie să rezolvi, pentru că sunt foarte multe probleme și sunt și foarte multe probleme care ar putea dispărea doar dacă ar fi înlăturați anumiți oameni și evident ar dispărea și niște industrii și de aia nu se vrea acest lucru. Dar toți vorbim de sănătate, nu? Ne vedem pe stradă și ajungem la situații că toți vrem să fim sănătoși, să mâncăm bine, să avem o viață cât de cât ok, să cumpărăm lucruri durabile, nu? Păi, de asta am vrut să facem acest podcast. Și e inițiativa lui Patrick, de fapt, care mi-a spus de atâta timp să facem și am zis, sigur, îl facem, pentru că e nevoie de așa ceva și am învățat și eu multe astăzi. Chiar mi-a dat și niște spor să mai investesc în alte lucruri, chiar și în pictură, spre exemplu, că mi-ai făcut poftă să mai încerc. Așa că încercați. Practic cădeți de 6 ori, dar vă ridicați de 7, cum zicea un celebru proverb japonez. Deci ideea e că da, greși poate în ceva, într-o mică chestie, nu e sfârșitul lumii. Ce ai învățat din aia? Asta am învățat și de la Kiyosaki atâta timp, că încearcă, vezi unde duci. A, cu persoana aia nu merge. Ok, schimb echipa, îmi fac o echipă, iau cu altcineva. Dar înveți. Din greșeli înveți. Cum e vorba aceea? Din greșeli învățăm. Hai să încercăm să oprim, să le mai zicem copiilor noștri, e foarte greu, că și eu mai fac chestia asta și încerc să mă autoeduc. Când mai scapă ceva, mai sparge ceva, hai să-i lăsăm să experimenteze. Că nu fac nimic rău. Ei așa învață. Și hai să ne uităm. Da, apropo de asta cu spartul, ca să-ți iau niște din astea prejudecăți de pe ochi. Da. Știi că pe vremea Chinei lui Mao, atunci când a venit prima oară Mao și a trimis respectivele da, și-a trimis armata prin diferite sate, comune, localități, mici orașe de provincie, i-au găsit pe mulți cu acele vaze Ming sau din alte dinastii, nu numai din dinastia Ming, nemaipomenite din porțelan, i-au obligat pe toți să le spargă în fața casei. Le-au spart. Ce au făcut din ele? Nu le-au aruncat la gunoi. Au luat toate cioburile respective și au făcut bijuterii. Iată. Adică totul e
poate fi reintrodus în sistem. Reciclat. Cât timp încă există și cât timp încă ne-a dat Dumnezeu material, încă poate, da, poate fi reciclat. Și poate fi refăcut. Așa că hai să ne refacem. Da. Deci mesajul de 1 decembrie să ne refacem. De am făcut bine, că noi vrem de fapt să-l facem zilele următoare. Ăsta e mesajul. Să ne refacem, să ne reciclăm, să ne reunim. Exact. Ce vrea Dumnezeu ca tu să faci? Așa e. Exact ce ți aparține. Și e talent sau talent de la Dumnezeu. Nu? Talanții trebuie să reinvestiți. Da, adevărat. Da. A fost o plăcere ca întotdeauna să fac acest podcast cu tine, frate, și... și la mine la fel. Eu cam atât am avut de zis. Vrei să mai spui ceva în încheiere? Mai ai ceva să nu mai spui? Doar așa, puțin, cum am zis, avem niște talanți, avem niște valori, hai să le punem la lucru. Până la urmă, chiar dacă vine o criză, noi nu neapărat vom fi așa afectați și vom cădea. Poate că nu. Pentru că dacă vedem acum ce s-a întâmplat în această pandemie, nu ne-a afectat atât de mult încât să ne îngenuncheze total. Sigur că, uite, acum, în mare parte, aici în București, din câte am văzut și eu, am ieșit afară astăzi că e o zi liberă, măcar așa să mă mai plimb. Oamenii nu prea mai scot tricolorul pe balcon, pe geam. Înainte îl scoteau câte 5, 6, 7, 8, 10 la o scară. Și n-ai mai văzut bloc. Așa, nu? N-am mai văzut așa. Într-adevăr, sunt dezamăgiți oamenii, dar nu înseamnă neapărat că e o cădere. Înseamnă că într-o criză ceva, dacă nu funcționează, moare și altceva se naște. Nu? Cum spunea în Evanghelie. Dacă sămânța nu moare, planta nu se naște. Sămânța poate să rămână sămânță și atât. Și planta nu se va naște niciodată. Trebuie să moară sămânța și planta să se nască. Deci hai să ne naștem din propria cenușă. Nu știu. Da. Ce vrea Dumnezeu ca noi să facem? Și țineți minte o frază următoare ce spunea Nicolae Steinhardt. Știți ce înseamnă România, de fapt? Om în rai. Da. Om în rai. Reflectați un pic la aceste cuvinte. În raiul grădinii Maicii Domnului. Așa că mulți vin, mulți pleacă, alții vin, alții pleacă, dar ce rămâne e tot timpul aici, și aici, corelate. Altfel, suntem zero barați, dacă nu le corelăm. Așa că sper să ajute cât mai multe lume acest mesaj. Uite, chiar m-a bucurat enorm. Uite, s-au așezat așa fel lucrurile să facem azi podcast-ul și mă bucur enorm. Exact de ziua noastră. Și nu o să punem imnul la final sau... Mie îmi place mai mult Hora Unirii. Adică, da, și Deșteaptă-te Române e frumos spus, dar cu Deșteaptă-te mai greu până... Mai întâi, ca să deștepți un om, îl iei de mână. Sau îi dai o palmă după ce afli. Cam așa deștepți. Deci ca să se trezească, trebuie să dai o scatoală. Sau îl iei de mână. Sau hai să dăm mână cu mână, da?
Așa că, fraților, surorilor, indiferent dacă ați fost de acord, n-ați fost de acord, țineți minte că mesajul de azi a fost să ne reunim, reciclăm, nu, refacem, reciclăm, reunim. Așa că vă salutăm cu drag, oriunde sunteți, scrieți-ne, dați mai departe, noi vrem să distribuiți cât mai mult. Mulțumim mult pentru numărul abonaților, crește din ce în ce mai mult și o să livrăm și noi conținut. O să încercăm să livrăm cât mai mult posibil și cât mai de calitate, evident, ca să nu dezamăgim. Atât de la mine și de la atât și de la mine, da. Așa că fiți în pace. Să aveți numai bine, sănătate și sărbători luminoase. Fie ca Sfântul Andrei să vă ocrotească pe toți, care e ocrotitorul nostru. Și reflectați un pic la ce am spus, mai ales iarna. Deci iarna e o perioadă extrem de bună de reflectat, până să te apuci de treabă primăvara. Așa că hai să reflectăm, hai să vedem ce putem să facem împreună, că sunt multe lucruri de făcut și e nevoie de muncă și de inimă și de bunăvoință. Atât. Vă salutăm. Am consemnat. La mulți ani, România. La mulți ani, România.